Tradiționalul festival concurs Clinchetul Primăvire a ajuns în acest an la cea de-a 19-a ediție, care s-a desfășurat în piața principală a orașului. Discipolii și pedagogii Centrului de Creație a Elevilor Ciocârlia din orașul Aneninoi au demonstrat încă o dată că în raion avem copii talentați care merită a fi apreciați. Evoluțiile muzicale ale micilor artiști s-au desfășurat în 3 secțiuni de vârstă, iar fiecare participant a demonstrat talent, artistism și abnegație. În scenă au apărut 26 de tineri interpreți și circa 200 de dansatori. Jurul, în componența căruia au fost oaspeți și din Italia, nu a lăsat pe nimeni fără mențiuni și daruri. În piața 31 august. Astăzi este o zi deosebită pentru noi, pentru că avem mulți concurenți, mulți participanți. Sunt 26 de participanți și sunt 26 de interpreți soliști și peste 250 de dansatori coregrafi. Împărțit în trei categorii de vârste. 7, 10 ani, 11, 14 ani și 15, 19 ani. Avem oaspeți de onoare venit din Chișinău și Italia. Rafaela Bobeico este invitatul nostru de onoare și Mario Lucian Grosso, venit din Neapol, Italia. Suntem foarte bucuroși pentru că activitatea de astăzi, de fapt, este una de caritate. Președinta jurului este Maria Stoianov și împreună cu dumneaei am organizat acest festival pentru a contribui la construcția zilului pentru bătrâni pe care dumneei a inițiat. Și sperăm aici în piața 31 august ceva ajutoare și vedem că oamenii din credință sunt foarte receptivi. Sunt de la Centrul de Creație, cânt aici de 4 ani, totdeauna retrăiesc emoții deosebite și astăzi voi interpreta cântecul Buburuză Ruză. Eu очень люблю петь, я уже в пятый раз выступаю на весенней капеле. Конечно, есть эмоции, я переживаю за мое выступление. И я желаю также всем удачи. Am venit să cânt astăzi la acest concurs pentru prima oară. Am foarte multe emoții, dar emoțiile sunt de bucurie, sunt pozitive. Le doresc participanților multă baftă, mult curaj, doar așa vom reuși. Îmi place foarte mult să cânt și particip prima dată la acest concurs. Le urez participanților baftă. Ador să cânt și frecventez cercul de vocal deja 4 ani. Voi interpreta cântecul Ave Maria și sper foarte mult să câștig. În fiecare an venim la acest concurs interesant care se petrece la noi în Aneninoi. În fiecare primăvară este o sărbătoare foarte frumoasă pentru copii. La Centrul de Creație, doamna Oltu este o doamnă foarte silitoare care organizează acest concurs. Suntem foarte mândri de dumneiei. Bravo! Cât mai mult ar trebui, poate într-adevăr, mai cu toate finanțele care nu se ajung, dar totuși dumneiei reușește și promovează copilașii care sunt talentați la noi în raion. Centrul de Creație a Elevilor din Aneninoi activează deja de mai bine de 20 de ani. Irina Guzun, de la Aneninoi, pentru Elita TV.